Președintele Curții de Apel Suceava, Maria Andrieș, a declarat joi în cadrul unei conferințe de presă referindu-se la calitatea actului de justiție că judecătorii de la instanțele din circumscripția Curții de Apel Suceava au reușit să facă față tuturor provocărilor. Conform raportului, în anul 2015 a scăzut numărul dosarelor de soluționare, a scăzut stocul de dosare rămase nesoluționate la sfârșitul anului, dar ca o veste bună a crescut rata operativității. Pe rolul instanței, anul trecut au fost 10.038 de dosare, iar vestea bună este că deja numărul de dosare intrate în acest an au scăzut la 7.008 dosare. Rezultatul este unul foarte bun, deoarece este practic imposibil să scadă stocul mai mult decât atât, mai ales că cele mai multe dosare înregistrate au fost în decursul lunii decembrie 2015. De asemenea, Suceava se clasează pe locul 4 la nivel național în ceea ce privește numărul de dosare soluționate. În ceea ce privește volumul de activitate pe secții, doresc să remarc că toate secțiile au cunoscut o scădere a volumului de activitate, excepție fiind secția penală, unde s-a înregistrat o creștere, aceasta având un număr de 1847 de dosare nou înregistrate, la care s-a adăugat un stoc de 321 de dosare. Cu toate acestea, cel mai mare volum de activitate l-a avut în continuare secția de contencios administrativ și fiscal, care se menține în topul volumului de activitate în Curtea de Apel Suceava, cu toate că și aici volumul de activitate a scăzut, în principal datorită scăderii dosarelor având ca obiect taxa pentru autovehicule.